În cadrul conferinței de presă au fost trecute în revistă activitățile și rezultatele principale obținute în cadrul proiectului, dar mai ales impactul acestuia la nivelul comunităților vizate din județul Giurgiu. Obiectivul principal al acestui proiect a fost creșterea accesului la ocupare în domenii non-agricole pentru 432 de persoane din satele și comunele județului Giurgiu. În urma cursurilor efectuate, 40 de persoane din mediul rural au fost angajate cu contracte de muncă și au fost înființate 10 firme noi. Mă numesc Ciobănică Maria, sunt din comuna Cosoba, județul Giurgiu. Am urmat cursul de informatică și competențe civice. Am o vârstă destul de înaintată și cu ajutorul acestui proiect mi-am găsit un loc de muncă. Lucrez ca lucrător social și informatica m-a ajutat foarte mult în acest serviciu. Numele meu este Lăcrămioara Stan, am 30 de ani și datorită acestei firme eu am un job de care sunt foarte mândră. Lucrez ca lucrător social la firma Proac Support. Am lucrat înainte la o firmă la noi în comună și mi-am dat demisia că nu mai era ceva sigur. Datorită premiului câștigat în cadrul concursului, pentru că altfel cred că n-aș fi ajuns cu curaj să merg mai departe. Am lucrat mai bine de 10 ani pentru alți designeri. Cream lucruri pe care ei doar le visau. Nu știau cum altfel decât să mânuiască un creion, dar nu știau să-l pună în practică. Am făcut asta pentru două mari case de modă din România. Știam că pot mai mult și eram îngrădită, practic. Persoanele incluse în proiect au participat la cursuri de formare în domeniile contabilitate primară, administrarea afacerii, folosirea calculatorului și competențe sociale și civice, au primit consiliere pentru angajare, au învățat să elaboreze planuri de afaceri, iar cele mai bune 10 planuri de afaceri au fost premiate.